Turismul românesc începe să fie din ce în ce mai cunoscut și recunoscut în plan european și internațional. Pe lângă frumusețile naturale ale țării și calitatea industriei ospitalității, a hotelurilor noastre și zona serviciilor începe să fie tot mai apreciată. Astfel, lanțul de hoteluri Royal, cu unități de cazare în București și Constanța, a devenit primul grup hotelier din țara noastră care a primit Premiul European de Calitate, în semn de recunoaștere a serviciilor excepționale oferite de cele două centre de ospitalitate. Ceremonia de înmânare a distinției a avut loc la sediul Hotelului Royal din București, în prezența corpului diplomatic acreditat în România, a reprezentanților Parlamentului României, ai Academiei Europene de Turism, Consiliului European pentru Turism și Comerț și a Institutului de Relații Internaționale și Cooperare Economică. Ne aflăm astăzi aici, la Hotelul Royal din București, pentru a sărbători un eveniment important în turismul românesc, anume acordarea Premiului European de Calitate pentru hotelurile Royal din București și Constanța. Premiul European de Calitate pentru Turism este cel mai prestigios premiu de turism pentru industria hotelieră și este pentru prima dată când un hotel din România primește această înaltă distincție din partea Consiliului European pentru Turism și Comerț. Premiul European de Calitate este o garanție a serviciilor excepționale și a ospitalității pentru cei care trec pragul hotelurilor Royal din București sau Constanța. Se datorează unei echipe, unui management foarte performant și din acest motiv s-a luat și acest premiu, o recunoaștere internațională, europeană. Vedem aici ambasadori, vedem personalități marcante din zona turismului. În cadrul evenimentului au fost prezenți și diplomați străini care s-au arătat încântați de ospitalitatea și serviciile de înaltă clasă ale lanțului hotelier. No, quisiera dar un agradecimiento al doctor Anton Caragia por darnos. Aș dori să-i mulțumesc domnului Anton Caragia pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment prin intermediul institutului pe care îl conduce și în egală măsură Hotelului Royal pentru ospitalitate. Hotel Royal. Directorul de presă și PR al grupului Royal, Alexandru Ion, a prezentat principalele caracteristici ale celor două hoteluri ale grupului. Ținând cont că noi ne-am bazat pe atrage în București și în Constanța turiști de tip business, avem sală de conferință. Avem în București două sale de conferință, una de 140 de locuri, cealaltă de 60 de locuri. În Constanța la fel avem o sală de conferință de 100 de locuri. Hotelul Royal București, localizat în centrul orașului, are 97 de camere luxos mobilate, perfect adaptate pentru călătorii de plăcere sau de afaceri și mai ales conectate la toate tehnologiile moderne, permițând comunicații rapide. Hotelul Royal din Constanța oferă la rândul său oportunități de cazare la standard de nivel european, având camere dotate cu mobilier elegant și modern și bucurându-se de toate facilitățile unui hotel de lux. La unison, personalitățile prezente au apreciat ospitalitatea deosebită oferită de Hotelul Royal și potențialul turistic românesc, care poate fi descoperit doar stând la cele mai bune hoteluri ale grupului.